1.790.000, 2 milioane de lei. Deci nu se poate face așa investiții. Care spital de urgență? Spital de urgență... Oblu. Neurochirurgie. Deci ei trebuie să n-au voie nici din resurse proprii să facă finanțările. Deci spitalul acesta cade victima acestei decizii. Deci doar două spitale? Poftim? Mai sunt și altă victime? Da, păi vă spun acum. Direcția de General de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, care are o investiție pentru 321.000 de lei. Și această investiție de asemenea cade. De asemenea, completarea sistemului clasic actual pentru încălzire și prepararea calderii la Oblu cade și această investiție. O altă investiție care va cade. Cât încălzirea de la noi? 220.000 din bugetul local. Totalul însă e aproape 2 milioane. Pe urmă, sunt investiții de la direcție de